Și ca să fie Domnul, ele sunt Dumnezeu toate puternic și nimic nu-i prea greu pentru El. Și asta o să spui problemei care stă în față. Uși închise la care bazi de o bună bucată de verme și te întreb, Doamne, de ce așa de greu se lasă ivit răspunsul Tău? Spune în această zi inimii tale, pentru Domnul meu nu-i nimic prea greu, El are ultimul cuvânt și e Dumnezeul care va aduce biruința. Și când se cânta cântarea asta, în mintea mea a apărut scena dramatică când astăzi, după slujba unde am fost să slujesc, a trebuit să merg într-o familie la un băiețel, Armando, de 10 anișori, bun lap, de leucemie în ultima fază. Venit din Italia, părinții necredincioși, medici n-au mai dat niciun fel de soluție și acum când am vizitat-o, mama acestui băiat disperată s-a întors la domnul, tatăl încă este într-un proces de analiză, dar copilul ăsta era întins pe pat, tot sângele în trupul lui infectat. Dumneavoastră să știți ce înseamnă leucemia? Medicii sunt sceptici, l-au dat acasă. Ne-am rugat pentru el, i-am făcut ungerea cu un de lemn. Frații împreună cu mine s-au rugat. Dumnezeu să lucreze. Dragii mei, e vremea când slava lui Dumnezeu să se mai coboare. E timpul să înțelegem că autoritatea, coboară cu oamenii care primesc răspunsuri miraculoase de la Dumnezeu. Și cu cât slava lui Dumnezeu coboară mai mult, poporul îl va înălța pe Dumnezeu și va ști că există un Dumnezeu care lucrează. Nu mai este vremea cuvintelor, a fost o vreme a cuvintelor. Astăzi este o vreme a unei lucrări în care slava lui Dumnezeu să coboare, răspunsurile să apară, bolnavii să fie vindecați, cei legați să fie descătușați și Dumnezeu să-și glorifice numele, Doamne ajută! 2 Samuel, capitolul 1, este cuvântul din care intenționez să citesc, deși am pornit cu un alt text de predică pe la jumătatea slujbei, am trimis din nou mesaj fraților de la tehnică să schimbe titlul predicii, fiindcă voi predica altceva, ceva ce de săptămâni de zile frământă inima mea. E o predică pe care am primit-o urmă cu aproape o lună de zile, mă frământă și cred că este cuvântul din care Dumnezeu vrea să ne vorbească în această zi. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan și pe care a poruncit să o învețe copiii lui Iuda. Este numită cântarea arcului și se află scrisă în cartea dreptului, carte despre care astăzi noi nu știm mai nimic. Fala ta, Izraele, zace ucisă pe dealurile tale. Cum au căzut vitejii? Nu spuneți lucrul acesta în gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor neteați prejur. Munții din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi, să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul ca și când n-ar fi fost un scund de la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai voinici, arcul Ionatan nu da înapoi niciodată și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieților, n-au fost despărțiți nici la moarte, erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât leii. Fiicele lui Israel, plângeți pe Saul! care vă îmbrăca în stacojiu și alte podoabe, care vă punea gătel de, de, de aur pe hainele voastre, cum au căzut vitejii în mijlocul luptei, cum a murit Ionatan pe dealurile tale. Mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată mai presus de dragostea femeiască. Cum au căzut vitejii, cum li s-au pierdut armele, amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dacă de cele mai multe ori v-am obișnuit cu predici expozitive în această zi, îmi revine datoria să vă împărtășesc un cuvânt a unei predici biografice. Vom privi spre viața unui om care cândva a pornit bine pe calea lui Dumnezeu, dar care cu trecerea timpului s-a îndepărtat de Domnul Dumnezeu. Și predica mea din această seară este un semnal puternic de alarmă. Că putem începe bine și sfârși rău. Și că da, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și Dumnezeu să ne ajute să ne dea harul de a rămâne mereu lipiți, zidiți și ancorați în el. Doamne ajută! Există un verset cheie care a dat și titlul predicii mele din această seară, versetul 21, ultima parte, când Omul lui Dumnezeu, regele David, alcătuiește această cântare de jale, printre alte cuvinte folosește această sintagmă. Ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. Și e cu referire la Saul, care cândva a fost uns de Domnul, și amintiți-vă că Saul a fost primul împărat în Israel, potrivit formei de guvernământ numită monarhia. Și dumneavoastră știți cât a domnit Saul? Din punct de vedere istoric, Saul a domnit 40 de ani. Dar dacă veți citi cu atenție, veți vedea că există o ocurrență biblică în care se spune că Saul a domnit 2 ani peste Israel. Sigur că a făcut subiectul foarte multor dezbateri și interpretări versetul acela, însă permiteți-mi o interpretare strict subiectivă. Saul a domnit doar 2 ani cu Dumnezeu. Restul anilor fără de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu o scoantifică decât anii în care ai trăit pentru el. Restul anilor se numește pierdere de timp. Adică, dacă de pildă cineva se întoarce la Domnul la vârsta de 40 de ani, toți anii de până la 40 de ani sunt ani pierduți. De la 40 de ani Dumnezeu îi scrie numele în cartea vieții și vorba salmistului David, Dumnezeu începe să-i numere pașii vieții lui de primea călător. Slăvi să fie Domnul! Însă, interesant este, dragii mei, că există acolo o aparentă dilemă. Măcar că Saul, doar doi ani a fost cu Dumnezeu, Totuși, Dumnezeu l-a mai suportat încă 38 de ani. Fiindcă vreau să vă spun că așteptarea lui Dumnezeu pentru Saul încă 38 de ani nu era semnul faptului că Dumnezeu îi certifică păcatele pe care le făcea Saul, ci din potrivă era mesajul subliminal a unui Dumnezeu care îi spunea în bunătatea mea te mai aștept. Poate că te vei schimba, poate că printr-o predică, poate printr-un episod al peșterei înghedii, Poate că printr-un colț al haine tăiat, poate că prin diferite momente ale vieții, bucurii, binecuvântări sau drame, vei înțelege că trebuie să iei o decizie de schimbare. Credeți că s-a schimbat Saul? A plâns de n-am mai putut și a recunoscut vinovăția ca în episodul de după Samuel 24 din Peștera Enghedei să continue să-i facă mai departe rău lui David. Și a ajuns până în punctul în care Dumnezeu l-a lepădat. Și când te leapă de Dumnezeu, nu mai este șansă pentru viața ta. Este ultima și cea mai drastică măsură punitivă pe care Dumnezeu o poate lua în dreptul unei persoane. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Însă, uitați-vă că Saul a ajuns omul care a fost uns de Dumnezeu, care cândva s-a pitit printre vase și a zis eu nu sunt eligibil pentru poziția asta atât de uh, importantă și cu un grad de responsabilitate atât de mare. Și îi zice Domnul, când erai mic în ochii tăi, nu te amuns eu să fii căpetenia poporului meu Israel? Dar au trebuit doar doi ani ca să poată să uite de toate privilegiile și harul de care Dumnezeu a făcut parte. Și în seara asta, dragii mei, aș vrea să pornesc de la un citat al unui renumit predicator, Charles Spurgeon. Am citit despre el, am auzit mai întâi pe cineva citind din acest citat și m-a mișcat profund, și apoi am dat în zilele următoare să caut despre viața acestui om și despre citatul acesta ca să văd gradul de veridicitate. Și iată ce am găsit. Și ar spune, a spus într-o împrejurare, dacă nu avem Duhul Sfânt, mai bine am închide bisericile, am bate ușile în cui, am pune o cruce neagră pe ele și am striga, Doamne, ai milă de noi. Dacă voi lucrătorii spirituali nu aveți Duhul lui Dumnezeu, mai bine nu ați mai predica, iar voi oameni buni mai bine ați sta acasă. Cred că nu vorbesc prea dur când afirm că o biserică fără Duhul Sfânt este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Dacă nu ai dul sfânt, dragă lucrătorule creștin, află că stai în calea altcuiva, ești în tocmai ca un pom fără roade, ocupând un loc în care ar putea crește un alt pom roditor. La trei ani după moartea lui Spurgeon, care a rostit aceste cuvinte, Robertson Nicol, un aspru critic al predicatorilor, scrie în timp ce se afla într-o vizită la New York. Poate că evangelizarea de tip umoristic, adică cu multe glume, Atrage mulțim de oameni. Dar ea lasă în suflet cenușă și distruge însăși germenii religiei. Mulți din cei care nu cunosc predicile fratelui Spurgeon cred despre el că a fost un predicator glumeț. De fapt, nu există un predicator al cărui ton să fi fost permanent mai sincer, mai plin de reverență și mai solemn ca al său. Iată care erau cuvintele scrise despre un mare predicator. John, Cum mi se pare asta? În momentul în care David aude știrea morții unsului lui Dumnezeu, Saul, și a fiului său, Ionatan, alcătuiește o cântare de jală și printre altele spune: Nu spuneți lucrul acesta în gat să afle fetele filistenilor. Și astăzi, mulți oameni, când aud despre căderea sau falimentul cuiva, sunt gata să posteze pe internet, să știu o lume întreagă. Și eu mă întreb, ce Duc Sfânt avea David și ce Duc Sfânt avem sau nu avem noi? Că dacă suntem călăuziți de același Duc Sfânt, înseamnă că noi trebuie să mergem în aceeași cadență ca acestui mare om al lui Dumnezeu, David. În seara aceasta, dragii mei, la motivul predicii mele va fi acesta. Pentru nimic în lume nu-ți pierde ungerea. Și vom vrea să facem o expertiză, o analiză clară, atentă, cu privire la șapte semne care au atestat în mod lămuritor faptul că Saul a pierdut ungerea lui Dumnezeu. Așa că vom privi spre șapte semne că ungerea lui Dumnezeu se depărtează de la tine. Dumnezeul care te-a binecuvântat cu prezența și privilegiile sale este Dumnezeul care poate pleca de la tine. Sau mai bine spus, noi plecăm de la el. Așa se face că strigă într-o zi David aflat în vălmășeala vinovăției și a remușcărilor și resentimentelor interioare, strigă în psalmul 51, nu lua Duhul Sfânt de la mine. Pentru că înțelege că cea mai mare durere pe care cineva o poate trăi în lumea asta nu-i să piardă un milion de euro, nici să-și piardă cea mai dragă ființă de pe pământ, nici să piardă patrimonii sau bunuri materiale, ci să piardă prezența Duhului Sfânt din viața lui. Așadar, aș începe cu primul semn, că ungerea lui Dumnezeu pleacă din viața ta și mă uit, dragii mei, la omul acesta pe nume Saul. Și primul semn că ungerea lui Dumnezeu începe să plece din viața ta este că nu mai faci lucrarea la care te-a chemat Domnul și te amesteci în altă lucrare, grăbind sau încercând să forțezi tu mâna lui Dumnezeu. Amintiți-vă că în 1 Samuel, capitolul 10, versetul 8, îi spune omului Dumnezeu, prorocul Samuel lui Saul, în felul următor apoi să te cobori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi coborâ la tine ca să aduc arder de tot și jefe de mulțumire, să mă aștept șapte zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce i să faci. Și în capitolul 13, uitați-vă că Saul este împresurat de vrăjmași de către filisteni, ăștia se ascund prin pește, prin grote, prin tuficiuri, disperați pentru că s-a anunțat un război intempestiv, neașteptat, și uitați-vă ce se întâmplă. Vedeți, dragii mei, versetul 8 din capitolul 13. A așteptat șapte zile după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștiea de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți se arderea de tot și jerfele de mulțumire. Și a jerfit arderea de tot. De tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Și Saul a ieșit înainte să ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la migma și mi-am zis, filistenii se vor cobori împotriva mea la Gilgal. Versetul 13, auzi și îi spune Samuel lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzice porunca Domnului. A câta zi era? A șaptea zi. Era a șaptea zi, dar o zi are 24 de ore. Și el s-a uitat și zice, s-a împlinit a șaptea zi, a trecut o oră, două, trei, patru, nu știu exact cât au trecut. Și momentul acela, primul semn când ungerea lui Dumnezeu pleacă din viața ta, e că nu mai faci lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat să fii. Și uitați-vă că David, că regele Saul avea funcție militară. Orice președinte de țară, orice rege, în primul rând, pe lângă orice altă prerogativă, are prerogativa funcției militare. El trebuie să apere țara. Saul, în primul rând, trebuie să meargă la război. Dar când nu mai faci lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, știi ce faci? Exact ce a făcut Saul. Te amesteci în lucrarea altuia. Și uitați-vă ce a făcut Saul. Știi ce a făcut? S-a dus să ducă ce? Jerf ardere de tot. Cine era eligibil, chemat, cu vocație spirituală pentru așa ceva? Prorocul Samuel? Și Saul, s-a dus să facă o altă lucrare decât lucrarea pe care Dumnezeu i-o încredințase. Vreau să vă spun în această seară, stimați creștini, că primul semn că tu ai pierdut călăuzirea lui Dumnezeu din viața ta este că nu mai faci lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat și faci o altă lucrare distinctă de lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat. Și știi ce se întâmplă în momentul acela? Pierzi timp? Pierzi energie și încurci și pe altul care ar putea să facă lucrarea lui Dumnezeu. De aceea este atât de important, stimați creștini, să ne știm exact perimetrul, cum se spunea mai devreme, chemarea și locul în care Dumnezeu ne-a așezat și să nu încurcăm rolurile, să facem exact ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Merg foarte repede peste acest prim punct, sublind încă o nuanță aici, dragii mei. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trăim o vreme în care a zice că este o luptă de răbdare. Cel mai adesea oamenii care au pierdut călăuzirea Duhului Sfânt în viața lor, își pierd cumpătul și răbdarea și echilibrul spiritual. Uitați-vă că ar mai fi putut aștepta câteva ore Saul și venea Samuel. Și probabil că lucrurile stăteau totalmente diferit. Dar pentru faptul că el n-a mai avut răbdare și a vrut să grăbească mâna lui Dumnezeu, cum de altfel a făcut odată și Avram, când a zis, Doamne, de atâția 22 de ani aștept promisiunea ta. Și de la momentul promisiunii tale până la momentul împlinirii au trecut aproape 22 de ani. Și nu am copii, eu am îmbătrânit, nevastă mea am îmbătrânit, mor fără copii. Și atunci a zis, Dumnezeu trebuie ajutat. N-a spus-o în vorbă, a spus un fapt. Și s-a dus și a avut o relație reprobabilă cu roaba Agad. Roaba, uh, relație care a născut ce? Pe Ismael. Și din Ismaeliți au apărut ce? Prietenii creștinilor, musulmanii care sunt cea mai puternică amenințare la ora actuală a creștinismului. Și uitați-vă, dragii mei, în ce lume s-a ajuns, pentru că un om s-a grăbit și a încercat să forțeze mâna lui Dumnezeu, că nu mai faci ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Întotdeauna vei încurca lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva în această seară. Amintiți-vă ce a spus omul lui Dumnezeu Petrus și ceilalți ucenici, nu este treaba noastră să stăm de chestiuni care să încurce lucrarea lui Dumnezeu. Zice, vom repartiza pe fiecare departament oameni care să ducă misiunea la care Dumnezeu a chemat, iar noi vom stărui în rugăciune. Noi vom face evangelizări. Noi ne vom ruga pentru îndrăciți. Noi ne vom ruga pentru cei bolnavi. Și vom fi acolo să putem sprijini lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Să facem lucrarea lui Dumnezeu la care Dumnezeu ne-a chemat. Și a zice aici, dragii mei, trăim o vreme de mare cernere. Trăim o vreme când mai mult ca niciodată în biserici oriunde. Este o stare de presiune și tensiune care se resimte în aer. Și orice om care mai are călăuzirea Duhului Sfânt peste el, simte această permanentă tensiune. Ori noi va trebui, dragii mei, mai des să coborăm în cămăruță mai des auzim vocea lui Dumnezeu, mai puțin să vorbim cu oamenii și mai mult cu Dumnezeu, pentru că de acolo vom găsi echilibru, pace, armonia, o digna liniștea și vom căpăta resursele spirituale necesare să putem merge înainte. Câte vreme vom asculta știrile, vom sta de vorbă cu oamenii, nu vom face lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat, ba chiar vom fi secătuiți de orice urmă de energie, dar Dumnezeu o să ne ajute să facem lucrarea la care El ne-a chemat. Amin. Al doilea semn că un om își pierde ungerea lui Dumnezeu este acesta. Când încep să negociez cu poruncile lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 18. Auziți ce zice Saul? Dumnezeu îi dă poruncă, omoară tot ceea lui Amalek. Și știți ce spune el? A, nu, Doamne, zice. N-am să omor tot ceea lui Amalek. Pe împăratul Amalecit, Agag îl păstrez. Oile cele mai bune le păstrez. Și cea mai bună pradă de război o păstrez pentru mine și poporul meu. Și se întâlnește din nou omul lui Dumnezeu Samuel cu Saul. Și el zice, slăvit să fie Domnul, ca un penticostal cu un limbaj extrem de creștinesc. Am păzit cuvântul Domnului. Oi fi îmbătrânit eu, zice Samuel. Dar urechea încă nu mi-a slăbit. Și chiar dacă urechea fizică mi-a slăbit, glasul Duhului încă mai vorbește. Cei cu behăitul acela de oi care se aude? Cei cu mugetul acela? mi îmi spune că ceva nu este bine. Și știi ce zice el? Știi poporul și uitați-vă, dragii mei, că asistăm la un moment în care Saul și-a permis obrăsnicia să negocieze cu porunca lui Dumnezeu. Și când începem să negociem cu principiile și poruncile lui Dumnezeu, iesem că ne-am pierdut ungerea și călăuzirea lui Dumnezeu începe să plece de la noi. Dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Carte Biblia porunci și principii, amin? Și Dumnezeu să ne ajute să le citim, să cugetăm asupra lor și să ne conformăm lor. Doamne ajută-ne! Însă, marea problemă este că o grămadă de oameni au început să negocieze cu poruncile lui Dumnezeu. Nu zice versetul ăla, nu se interpretează chiar așa. Nu știi tu greacă, zici. E un context acolo și trebuie să îl înțelegi în context. Nu vreau să bagatelizez nimic. Înțeleg importanța unui context istoric-cultural, înțeleg ce înseamnă o analiză etimologică a unui cuvânt, înțeleg ce înseamnă proprietatea termenilor, dar ascultați-mă, câteodată am impresia că am început să negociem cu Cuvântul lui Dumnezeu și să ne formăm o teologie care să justifice precaritatea faptelor noastre, ca să nu spun altfel. Pentru că nu există decât câteva posibilități. Pe de o parte, prima posibilitate și cea demnă de recomandat este să accept ce spune Dumnezeu în Biblie negru pe alb și să împlinesc poruncilor lui Dumnezeu. Doamne ajută! Pe de altă parte, dacă eu îmi permit să trăiesc într-un mod contradictoriu principiilor lui Dumnezeu, știi ce încep să fac? Încep să negociez cu Biblia, să spun, nu așa se interpretează versetul acela. Am eu un alt subterfugiu teologic, știu eu, am o altă hermeneutică asupra acestui verset și începem să negociem cu poruncile lui Dumnezeu. De ce? Ca să ne creăm o teologie care să justifice ce? Faptele noastre greșite. Pentru că n-ai cum la un moment dat să ai convingeri sănătoase și conduita ta să fie contradictoriu convingerilor tale. Că n-ai decât să nebunești. Și n-ai decât să... să, să trăiești cu un permanent conflict interior în viața ta. Și atunci diavolul lucrează într-un mod mult mai viclean și mai insidios. În ce sens? În sensul în care încep să schimbi învățătura. Nu-i păca nici aia, nu-i păca nici i păca și ne formăm o teologie, nu simplă, simplistă, a ceea ce Dumnezeu n-a spus niciodată să fie. Pentru că vrem să ne creăm niște uh, învățături care să justifice păcatele din viața noastră. Dumnezeu să ne ferească, dragii mei. Și Dumnezeu să ne ajute să nu negociem niciodată cu Cuvântul lui Dumnezeu. Unul din primele semne că un om începe să piardă ungerea lui Dumnezeu e că nu mai ține Cuvântul lui Dumnezeu sănătos. E că începe să negocieze cu Biblia. E că începe să spună, nu chiar așa se interpretează. Dar frate zice, cine mai e sfânt în ziua de astăzi? Cine vrea să fie sfânt, se va lupta să trăiască în sfințenie. Nu prin puterea lui, ci prin puterea acelea care lucrează totul în noi toți. Numele lui este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul în veci. Al treilea semn că un om începe să se îndepărteze de Dumnezeu și că lui Dumnezeu pleacă din viața lui. Este, dragii mei, faptul că tu nu mai e parte de discernământ în tot ceea ce faci. Uitați-vă în 1 Samuel, capitolul 23, versetul 7 și apoi mai întâi 1 Samuel 23 cu 7. Episodul de la Keila. Saul îl urmărește pe David. David ajunge la Cheila. Află Saul că David este la Cheila și zice, auzi ce spune versetul 7. Saul a fost înștiințat de sosirea lui David la Cheila și a zis, Dumnezeul dă în mâinile mele căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porci și zăvoare. Era adevărat? Da sau nu? Mă auziți? Era adevărat? Da sau nu? Nu era adevărat. Saul ști și și-a zis, dacă David este închis în cetatea anumită Cheila, negreșit acum Dumnezeu îl dă în mâinile mele. Dumnezeu nu mai avea de mult treabă cu el. Dar știi ce e ciudat? Când pierzi Duhul Sfânt din viața ta, tu nici măcar nu mai conștientizezi că Dumnezeu nu te mai călăuzești. Și Saul are impresia că Dumnezeu îl dă pe David în mâinile lui când era exact invers. Saul era lepătat și Dumnezeu avea un plan de binecuvântare pentru David. Dar când ungerea pleacă din viața ta, tu nu mai ai discernământ. Saul credea că Dumnezeu mai e cu el, dar Dumnezeu nu mai era de mult cu el. Și dacă ar fi avut măcar inteligența umană să vadă prin toate semnele și simptomele care se întâmplau în viața lui, că Dumnezeu nu mai e cu el, dar el nu mai avea treabă cu asta. El avea o impresie grozavă că Dumnezeu e cu el și luptă de partea lui. Că atunci când ungerea pleacă din viața ta, tu nu mai e parte de vocea lui Dumnezeu. Și nu cunosc durere mai mare în lumea asta decât în ceasul amar al vieții tale să nu-ți mai vorbească duhul sfânt la nivelul conștiinței. Vocea asta a Duhului Sfânt îți vorbește sau nu-ți vorbește? Nu e o chestiune creată artificial. E legătura ta cu Dumnezeu. E vocea Duhului Sfânt care șoptește în conștiință, care spune ce să faci în fiecare zi. Iar dacă nu mai auzi vocea aceasta lui Dumnezeu, e probabil semnul că Duhului Dumnezeu a început să se depărteze de viața ta. Dumnezeu să aibă milă de noi și Dumnezeu să ne dea biruință. Și când vede că Dumnezeu nu mai răspunde niciun fel, și că Dumnezeu i-a întors spatele. Ajunge în 1 Samuel, capitolul 28, cop. Știți unde? În Endor, la o vrăjitoare. Să ceară sfat de la o vrăjitoare. Și se duce la vrăjitoarea aceea, la cea necromantă și zice așa, vreau să mi-l să -mi scol pe Samuel, pentru că nu știu ce să fac, când sunt în învălmășarea luptei. Uitați-vă câtă presiune a apăsat pe umerii lor, pe umerii lui Saul. Și când a văzut că Dumnezeu nu mai vorbește, că cerul este închis pentru el, că Dumnezeu i-a întors spatele, s-a dus la o necromantă, s-a dus la o vrăjitoare să ceară ajutor. Și bineînțeles că acolo asistăm la un act pe care l-am explicat cu ceva vreme în urmă, dar îl explic și în seara asta, tocmai pentru a încerca să previn oricare posibilă întrebare. Dragii mei, ce se întâmplă acolo este ce scrie Biblia. Nu e altcineva și este chiar Samuel. Și am cel puțin trei considerente din care să afirm lucrul ăsta. În primul rând că așa scrie Biblia. Ce Samuel i-a zis. Samuel s-a trezit și. Și Biblia nu se joacă cu cuvintele. Putea să zică acea arătare care se mâna cu Samuel. Biblia afirmă foarte clar, era Samuel. În al doilea rând, mesajul pe care Samuel l-a transmis lui Saul cât era în timpul vieții, își păstrează consecvența. Exact același mesaj și după momentul Morții lui Samuel. Iar în al treilea rând, ceea ce Samuel a transmis s-a împlinit. Și mai am un argument, al patrulea. Vă aduceți aminte că în momentul în care femeia aceasta a început să facă necromanțiile, vrăjitorile și farmecele ei, spune Biblia că ea, când a apărut Samuel în, în, în fața ei, ce s-a întâmplat cu ea? A început să. De ce? Păi l-a văzut pe Samuel, s-a speriat. Acum, o femeie care face necromanții și farmece și ritualuri din acestea demonice era obișnuită cu diferitele manifestări mincinoase care se întâmplau deseori. Dar, acum, de ce credeți că s-a speriat? Că se întâmpla un lucru nenatural. Ce se întâmpla? În mod supranatural, Dumnezeu a întrerupt actul ei vrăjitoresc. A întrerupt ritualul ei, necromanția ei. Și a apărut într-un mod supranatural, așa a vrut Dumnezeu să facă, să apară Samuel, ca să-i mai transmită în ultim mesaj lui Saul. n înțeles că Dumnezeu te-a lepădat? N-ai înțeles că tu care lepădat cuvântul meu și Domnul te-a lepădat pe tine? Și uitați-vă, dragii mei, că Dumnezeu intervine, întrerupe ritualul demonic al acestei vrăjitoare din Endor și Dumnezeu îi mai dă un ultim semnal. Când Dumnezeu nu-ți mai vorbește, Apelez la tot felul de mijloace ca să mai auzi o voce. Dar ce păcat? Că vocea lui Dumnezeu s-a îndepărtat de viața ta. Patru. Al patrulea semn că ai pierdut ungerea lui Dumnezeu este că nu-ți mai recunoști frații și premeditat începi să le întinzi capcane. 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 25. Saul a zis, Așa să vorbiți lui David. Împăratul nu cere nicio zestre, ci dorește o sută de prepuțuri de ale filistenilor ca să-și răzbune vrăjmașii lui. Și o auziți, Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. De unde a pornit tot conflictul între Saul și David? Vă aduceți aminte de celebra criză militară din poporul Israel, când în fiecare zi, timp de 40 de zile, filisteanul Goliat arunca o cară asupra Domnului Oștirilor? Și Saul și tot poporul era încremenit, se așeza în linie de bătaie, dar cu toate astea nimeni nu mai lupta. Și la un moment dat David a zis, cine este acest neteat împrejur? Să o cărască oștirea Dumnezeului celui viu. Să o cărască numele lui Dumnezeu. Că poate dacă îl înjura de mai, că să nu era la fel de revoltat. Dar a zis, o cărăște numele lui Dumnezeu. Noi ne revoltăm când se leagă de noi. Dar dacă se leagă de lucrarea lui Dumnezeu, noi nu avem nicio treabă. Și el a zis, nu se poate să se arunce o cară asupra numelui lui Dumnezeu. Și e legată să apere ce? Onoarea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar avea nevoie de apărarea mea, dar eu sunt unul din instrumentele prin care el trebuie, vorba rugăciunii domnești. Sfințească-se? Nu că numele Domnului n-ar fi sfânt, dar prin conduita și practica mea de zi cu zi, să-l glorific, să-l onorez și să-l sfințesc tot mai mult pe Domnul în viața mea. Doamne, ajută! Și uitați-vă, dragii mei, Că Dumnezeu îi dă zbăvire. David câștigă biruința, lupta cu Goliat. Îl înfrânge pe Goliat Și atunci încep să cânte fetele poporului Israel. Saul bătută miile lui, iar David zecile lui de mii. No, din momentul acela fața lui Saul s-a schimbat. De ce? Și păi lui îi dau, mie îmi dau miile și lui zecile de mii? Pentru că a apărut ceea ce se numește, se vorbea mai devreme, parcă toate se leagă, invidia. Și dintr-o dată nu l-a mai avut pe Davi la inimă, și l-a avut pe Davi la ficați. Și a început în fiecare zi, cum zice românul, să-i întindă capcane, să-i poarte sâmbetele și să-i facă rău. Amintiți-vă că tot în cartea 1 Samuel, la capitolul 19, versetul 17, și asta mi se pare. Auzi ce zice? Pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu, îi zici. În altă parte zice fiul lui Isai. Și că nu-ți mai recunoști frații tăi care te-au ajutat când tu erai în criză și în nenorocire, e semn că ungerea lui Dumnezeu a început să plece din viața ta. Nu, nu, nu Saule, nu-i vrăjmașul tău, e ginerele tău. Nu Saule, nu-i doar fiul lui Isai, e ginerele tău. Dar el nu mai putea să afirme acest raport de rudenie pentru că inima lui era atât de distantă de David. Și că nu-ți mai poți recunoaște fratele cu care ai stat la aceeași masă, care te-a ajutat în momentele grele, că nu mai știi ce să faci când erai în groapă, când erai uh, speriat la gândul că nu te vei descurca și nu vei ști cum să o scoți la capăt, că nu-ți mai recunoști fratele care te-a ajutat. Și te întorci împotriva acelea care a fost lângă tine că ți-a fost greu. Și premeditat intins întins capcane, cum Saul i-a lui David cu gând ca să-l omoare. E semn că ungerul lui Dumnezeu a plecat din viața ta. Și vreau să vă spun ceva în seara asta. Cu toată tăria, fără nicio urmă de sfială, frații mei și surorile mele, în momentul în care premeditat, eu care am pretenția să mă numesc copil al lui Dumnezeu și născut din nou, încep să întind capcane intenționat unui om, înseamnă că eu nu mai am nicio treabă cu Dumnezeu. Pentru că nu mi se pare normal, nu vine din lumea lui Dumnezeu ca eu să mă duc pe la spate, să fac comploturi, să pot să denigrez, să pot să tulbur, să pot să sap groapa altuia. Mie mi se pare nu doar inuman, demonică treaba asta. Ce să mai zic că sunt oameni care au pretenția să se numească creștini și mai au pretenția că tu să se numească slujitor și vor într-un mod premeditat să întindă capcane, plângeri peste plângeri. Ascultați-mă ce vă spun! Când ești omul lui Dumnezeu, niciodată nu vei face rău! Când ești omul lui Dumnezeu, vei căuta ridicarea, reabilitarea, ajutorul, sprijinul, să dai o mână de ajutor celui de lângă tine! Că poate neintenționat se întâmplă să greșești, ori din neglijență, alteori din faptul că n-ai fost suficient de atent, asta e altceva, asta e omenește. Și se mai întâmplă și la case mari. Dar tot la fel de neomenesc, nu e că dacă ai văzut că ai greșit, să nu și iertare. Dar să ajungi până în punctul în care tu să porți sâmbetele, să începi să faci comploturi și să-i întizi capcane lui David, care nu ți-a greșit cu nimic, e semn că nu Dumnezeu mai călăuzește viața ta, și din păcate, sunt oameni care la ora actuală, în mod intențional, premeditat, fac răul și dorm noaptea pe perna lor. Premeditează răul și dorm și eu mă întreb ce somn trebuie să fie ăla. Eu dacă am spus o vorbă nepotrivită soției mele, nu pot dormi până nu mă duc să-mi cer iertare. Și mă întreb ce duh al lui Dumnezeu avea David și ce duh ne mai călăuzește pe noi. O, Doamne, trezește-ne! și ai milă de noi și ajută-ne să rămânem în frică de tine, să te slujim cu toată inima noastră. A cincilea semn că ungerea lui Dumnezeu a plecat din viața ta este când începi să omori toți preoții lui Dumnezeu. Uitați-vă în 1 Samuel 22 cu 17. Împăratul Saul a zis, trebuie să mori Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău, și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el, întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, că s-au învoit cu David. Au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Dar slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească preoții Domnului. Și nu a să știți că a venit Doeg, a lovit pe preoții Domnului, unul din cei mai proeminenți preoți era Haimelec. Și știți ce a spus acest preot lui Saul? Păi tu crezi că noi de ieri, de astăzi, întrebăm pe Domnul pentru David? Păi noi nu, nu știm cine este David. Nu știm că Dumnezeu ne-a înștiințat cu multă vreme înainte că Dumnezeu a ales un împărat după inima lui? Și știți ce a zis Saul? Nu mai contează că nu vor mai fi preoți în casa lui Dumnezeu. Nu mai contează că, că nu va mai fi nimeni care să ducă mesajul lui Dumnezeu mai departe. Avem o singură intenție. Să omorâm toți preoții Domnului cu orice risc. Odată cu moartea noastră să moară și lucrarea lor. După noi, potopul. Și Saul dă decret să moară toți preoții lui Dumnezeu. Noi astăzi, în mod evident, nu-i mai omorâm pe oameni în mod fizic. Dar spune Ieremia, veni să o ucidem cu? Cu vorba, cu cuvântul. Și uitați-vă, dragii mei, că sunt oamenii care la actuală au un fel de predispoziție ciudată de a omorâ și de a denigra și de a bărfi toți slujitorii lui Dumnezeu. Nu zice, cine mă gabi zăgrean, mă, lasă-mă călciu și eu pe ăla. Cine mă adimocan și începem și lovim pe toți. Și mi se pare abominabil să nu poți avea un cuvânt de bine la adresa unor slujitori care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Unii ori conduc o ore întregi, mii de kilometri, își lasă familia și copiii și cunosc oameni care avea potențial fantastic și au renunțat la bani și la slava lumii ca să fie o voce a lui Dumnezeu în acest apus de istorie, când cei mai mulți se îndepărtează de Dumnezeu. Și oamenii ăștia, sunt glasul lui Dumnezeu care mai strigă pentru mântuire, pentru trezirea unei lumi aflate în derivă și în momentul în care ne legăm de toți predicatorii și în momentul în care ne legăm de toți evangeliștii, și în momentul în care lovim în toți slujitorii lui Dumnezeu, e semn că ungerea lui Dumnezeu a plecat de la noi. Frații mei, ar trebui sprijiniți oamenii lui Dumnezeu. Ar trebui să postim și să ne rugăm pentru ei și pentru toți slujitorii prin care Dumnezeu ne-a vorbit în scurgerea anilor, că dacă n-ar fi fost ei, poate că nici noi nu eram aici. Dar sunt oameni care au investit în noi, care au postit pentru noi, prin care Dumnezeu ne-a vorbit și preoții lui Dumnezeu nu trebuie omorâți. Preoții lui Dumnezeu trebuie cinstiți, trebuie onorați, trebuie sprijiniți în rugăciune. Amintiți-vă ce a făcut Hur. În momentul în care a văzut că mâinile lui Moise au slăbit, știți ce a făcut Hur? Când a văzut că mâinile lui Moise au slăbit, ar fi putut să zic Aron și Hur. E, acu momentul să vadă poporul că Moise a îmbătrânit și nu mai are nicio putere. Dar n-a făcut așa Hur. Hur a fost omul de pe linia a doua care a zis Eu știu că dacă va cădea Moise, nu va avea doar el de pierdut. Toată lucrarea lui Dumnezeu va avea de suferit. Și atunci ce o să facem? Vom prinde mâinile lui Moise și le vom ține sus. Și când mâinile lui Moise erau ridicate sus, știți ce se întâmpla? Era mai tare poporul lui Dumnezeu. Și când mâinile lui Moise cădeau, era mai tare poporul vrăjmași. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, tabloul de la Refidim din Exod 17 este extrem de grăitor și pilduitor în seara asta. Și Dumnezeu ne spune nouă, lăsați preoții Domnului să predice adevărul. Unii ori adevărul pe care îl vom predica va lovi în noi. Dar pentru nimic în lume să nu sufere adevărul. Și noi de nevoie să suferim pentru adevăr. Dar să nu sufere adevărul din cauza noastră. Că sunt mulți care au ajuns să vitregească adevărul. Ca să nu mai aibă ei de suferit dar asta e doar pentru o vreme. Iar amânarea suferinței nu e tot una cu anularea suferinței. E doar o chestiune de timp. Prin urmare, vreau să vă spun în seara asta. Cincilea semn că ungerea lui Dumnezeu pleacă din viața ta e că tu distrugi și vorbești de rău și bârfești toți preoții lui Dumnezeu căutând să-i omori. Așa să le asem. Și aici este poate cea mai importantă parte a predicii mele, de ce am trecut puțin mai telegrafic, ca să ajung practic la chintesența mesajului meu. Așa se lasem că Ungerea lui Dumnezeu a plecat din viața ta și fiți atenți, vorbesc mai rar acum, e că te interesează mai mult imaginea decât identitatea ta. E că te interesează mai mult imaginea decât identitatea ta spirituală. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 30. Auzi ce zice Saul? Știu că am păcătuit. Acum te rog cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului, nu mai era lui. Și e vorba atât de degăl câteodată. Și au zis ce zice el? Te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Știți ce înseamnă asta? Imagine. Imaginea e ce văd oamenii. Și ce vrei să lași impresia că ești? Identitatea ce vede Dumnezeu în tine. Identitatea ce ești tu cu adevărat. Imaginea e ce vrei să vadă oameni Identitatea e ce ești tu și ce vede Dumnezeu în tine cu adevărat. Și Saul, omul care a pierdut ungerea lui Dumnezeu, e omul care e frământat mai mult de imaginea lui decât de identitatea lui. Și aici aș încerca să ridic o întrebare. Mai multe doare că ai păcătuit sau mai multe doare că s-a aflat că ai păcătuit? că hoțul nu plânge niciodată că a furat 20.000 de euro de la omul sărman. Hoțul plânge că a fost prins că a furat. Și o totală diferență de paradigmă. De ce vreau să vă spun în seara asta, omul lui Dumnezeu, peste care ungerul lui Dumnezeu mai este, el plânge pentru că a păcătuit și pentru că a știrbit identitatea de copil de Dumnezeu. Că oamenii îl vor aprecia sau îl va denigra, nu îl va interesa. Nu imaginea va prevala pentru el, ci identitatea va prevala pentru el. Dacă îndungerea lui Dumnezeu pleacă din viața ta, nu-ți mai pasă atât de mult de identitatea ta. Tu știi că în interiorul tău ai pierdut legătura cu Dumnezeu. Tu știi că în interiorul tău ai pierdut identitatea ta de copil al lui Dumnezeu și ai mers din păcat în păcat, din greșeală în greșeală, din minciună în minciună, din faptă reprobabilă în faptă reprobabilă. Dar un singur lucru te interesează, să creadă biserica că tu ești bine. Să creadă neamul tău și familia ta că tu ești bine. Și ascultați-mă, când ungerea lui Dumnezeu este peste tine, nu imaginea va prevala, ci identitatea va conta. Și uitați-vă, ca să vedeți la celălalt pol. Acum vă dau o speță. Mai întâi, stimate surori, aveți dreptul să fiți păstoriței 30 de secunde. Sigur, în mod ironic, să răspundeți la întrebare. De exemplu, dacă dumneavoastră erați păstorițe, dacă nu răspund ele bine, mă întorc la frați. Dacă, de exemplu, erați păstorițe, conducător de biserică, și apăreau aceste două spețe, David și Saul. Saul n-a ascultat plenar de porunca lui Dumnezeu, a păstrat din oile cele mai bune și amintiți-vă că el a cruțat pe împăratul Amalecit Agag. Ca la bătrânețe știți cine să fie groparul lui Saul? Un Amalecit, spune Biblia. I-a furat cu una împărătească și brățară de la mână. Că ce nu a de în mod indubitabil de va omori la bătrânețe. Nu trece la timpul lui, nu te va face mai bun. Asta e o naivitate. Iertați-mi naivitate că multă vreme am crezut că trecerea timpului îi face mai înțeles pe oameni. Nu întotdeauna este așa. Vreau să vă spun că trecerea timpului pentru mulți poate fi un blestem, nu o binecuvântare. Cu cât trec ani peste viața lor, în loc să facă mai sfinți și mai pocăiți, mai răi, mai neiertători, mai vindicativ, mai răzbunători, mai contodenți, mai acizi în relație cu cei de lângă ei. Și mă întreb, Doamne, care să fi fost diferența? Că au învățat 10 versete în plus din Biblie cu care să dea în cap la alții? Și mă întreb unde e bruma aia de iubire, de empatie, de dragoste, de răbdare. Momentul ăla când trebuie să-mi plec capul, să zic cer harul tău, cer mila ta, Doamne, cer clemența ta, cer harul tău peste viața mea. Și uitați-vă, dragii mei, că ce n-a omorât Saul la tinerețe, l-a omorât la bătrâneți. Deci un amalecit pe care cu 30 de ani în urmă tu l-ai cruțat. Acum îți fură cu una împărătească și brățara de la mână. Ce nu omorâți, stimați tineri la tinerețe, să nu credeți că la bătrânețe veți câștiga. Va fi groparul care vă va stabili veșnicia voastră. De ce mă rog ca Dumnezeu să ne dea un cuget treaz și vigilent să putem să luăm decizii potrivite și să omorâm ce e de omorât păcatele și vicile, ca să trim într-o neprecănire a Lui Dumnezeu și la bătrânețe să fim un izvor de calmitate, de blândețe, de înțelepciune, în care slava Lui Dumnezeu să lucreze și oamenii să zică cu adevărat omul ăsta a fost și a rămas până la capăt omul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și uitați-vă, dragii mei, că n-am uitat de speță, stați că nu, nu vă pierdeți onoarea dumneavoastră. Amul. Deci, Saul încalcă porunca Lui Dumnezeu și până la urmă păstrați voile cele mai bune, le dă, le dă poporului și am zis ce un gest amabil. Dar David, mult mai târziu, are o relație reprobabilă cu Baceba. Devine complice la crima lui Urie. Cam care păcate ar fi mai grave? După părerea dumneavoastră, pe cine ați fi pus sub disciplină pentru tot restul vieții și pe care după aceea l-ați iertat și l-ați pune mai apoi în slujire? Pe care dintre ăștia doi? Zice sincer, haideți, cine încearcă? Pe David l-ați pune sub disciplină, nu? Dar cum îi? Pe cine l-a spune sub disciplină și pe care l-a reabilita? După gravitatea păcatelor. Nu o lăsați acum, că știu că știți Biblia, dar după gravitatea faptelor, cam care ar fi? Voi chiar vreți să fiți păstoriță? Bun, frații mei, dumneavoastră ce părere aveți? Haideți să vă spun adevărul. Haideți să vă spun ce am fi făcut noi dacă n-am fi fost călăuziți de Domnul. Am fi zis așa, eu, ce aș fi zis eu, ca să nu ziceți de alții? Eu aș fi zis așa. Bă, Saul n-a făcut, n-a ascultat de Domnul, până la urmă a ascultat aproape toată porunca, ce l-a păstrat pe împăratul la malecit, oile cele mai bune, a dat și poporului, nu o să-l pun șase luni sub disciplină, după aceea îl, 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 pun din nou în drepturi și în regulă. Și zic, tu, Davide, înveți să nu te mai ridici. Tu ai păcătuit, ai furat nevastă altia. Tu, Davide, ai fost complice la o crimă, tu să stai pe ultima bancă toată viața să te pocăiești. Așa fi procedat eu. Dar Dumnezeu procedează exact invers. Știți de ce? Pentru că cheia stă între identitate și imagine. Dumnezeu pentru un păcat care în aparență este mult mai mic decât al lui Saul, îi spune că, Saule, pentru că pe tine te-a interesat mai mult imaginea să fii cinstit în fața poporului, pe tine te voi lepăda eu, că nu te-a interesat identitatea, dar David care a păcătuit mult mai flagrant și mai rău decât tine, pentru că l-a interesat identitatea și nu imaginea, îl voi ridica și îl voi face să rămână omul meu până la capăt. Îl voi ierta și voi da restaurare. Pentru că știți de unde îmi dau seama că David n-a mai fost interesat de imaginea lui, ci de identitatea lui? A zis să se scrie păcatul meu în sang, să-l citească oamenii după 2000 de ani să știe o lume întreagă că am păcătuit și l-am dezonorat pe Dumnezeul meu și strigă el, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pe David nu-l mai interesează imaginea, pe David îl interesează identitatea, să rămână omul lui Dumnezeu. Cum mă vor primi oamenii, nu mai contează, dar să fie harului peste viața mea, să nu plece Duhul sfânt de la mine, să-mi scrie Dumnezeu un cuvânt de izbăvire pentru viața mea. Și știți ce s-a întâmplat cu David? Dumnezeu, sfatul cerului, ia hotărâre și spune, David este iertat, David este reabilitat și va rămâne prima poziție în, în poporul meu Israel. Iar Saul a pădat pentru întotdeauna. De ce? Pentru că unul e interesat de imagine iar alt interesat de identitate. Și Duhul Sfânt îmi spune să te întreb în seara asta, omule bun, ce cauți tu? Imaginea sau identitatea? Și eu voi spune, Doamne, nu mă lăsa să, capcad, să cad în capcana imaginii de sine. Ajută-mă să am identitatea de copil al tău și Duhul tău să rămână permanent în viața mea indiferent cum vor vedea oamenii, să rămâni copilul tău și tu din cer să declar despre mine tu ești fiul regelui Iisus, tu ești fica regelui Iisus. O, ajută-ne, Doamne, și binecuvintează-ne. Între imagine și identitatea, omul călăuzit de Duhul Sfânt va alege identitatea și apoi vine și imaginea. Pentru că știți de fapt din ce se compune mărturia unui creștin? O mărturie autentică? Identitate plus imagine. Știi ce înseamnă un om care nu mai are Duhul Sfânt? Imagine și atât. Dar omul care este plin de Duhul Sfânt, mai întâi interesat de identitate și apoi vine și imaginea. Că zice și despre Samuel, tot poporul cunoștea că Samuel era omul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbea. Dar mai întâi trebuie să fie identitatea. Când te interesează fala, numele, imaginea, părerea altora și nu părerea lui Dumnezeu, cele mai mari decepții noi le-am avut în viață când am, fost, când am, pus întrebarea, ce părere are omul despre mine? Ascultați-mă, de ani de zile nu mai îmi pasă de părerea oamenilor. nici o declarație de mântrie sau de ignoranță față de oameni. Dar mai mult decât părerea lor, pe interesează părerea lui Dumnezeu. Că voi mă vedeți în seara asta transpira la amvon. Că voi ziceți, bă, dar ce are la de strigă? Vreau să știu un singur lucru. Să nu pierd identitatea de copil al lui Dumnezeu. Oricum ar vorbi oamenii, oricum ar arăta oamenii cu degetul, vocea lumii nu o poate să niciodată. Dar să zic că Dumnezeu din ceruri, El e copilul meu. E fica mea, El mă slujește cu inimă sinceră și curată. Vorbe vin, învinovățiri și încriminări apar. Dar eu, dacă L-am pe Dumnezeu de partea mea, o Românie întreagă poate sta împotriva ta. Dacă Dumnezeu este cu tine, din cenușă te va ridica Dumnezeu. Pe șapte căi te pot sabota oamenii. Pe opt căi te va binecuvânta Dumnezeu. O, dar tu nu știi ce a făcut David, dar tu nu știi ce a făcut David, dar tu nu știi în ce groapă a ajuns David. Știu! Dar nu omul are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu. În dreptul lui David știți ce a zis Eliab, ești mândru. În dreptul lui David știți ce a zis Saul, va muri. Dumnezeu l-a abandonat. Știți ce a zis Goliat, bă, dar eu sunt câine de via mine cu toege și n-am văzut decât un copil experimentat. Știți ce a văzut Dumnezeu în David? Un om care va greși, dar care va ști să se bucăiască. Amintiți-vă, dragii mei, de Petru și de Iuda. Petru se, leapă le de, de trei ori că nu-l cunoaște pe Domnul. Iuda îl vinde o singură dată. Și când venea la Isus s-a auzit zdrângănitul arginților din buzunar. Că în, drept, în dreptul multor pseudo-creștini se mai aude astăzi încă zornăitul arginților care l-au vândut pe Isus pentru o țigară, pentru o clipă de plăcere, pentru fapte reprobabile și imorale. L-au vândut pe Isus și în seara asta Dumnezeu strigă vreau să ai identitate de copil de Dumnezeu. Și am ajuns la concluzia că cel mai mare har în lumea asta e să știi să te pocăiești că sunt mulți oameni care nu mai știu să se pocăiască. Bun, dacă diavolul te-a frântit, dacă ai căzut atât de rău, te întreb în seara asta, tu știi să te pocăiești? E o mare onoare să știi să te pocăiești. Petru a știut să se pocăiască. S-a dus și a plâns cu amar, Iuda nu. A aruncat arginții în templu și și ce au zis preoții, ce ne pasă nouă. Și fără bani. Și s-a sinucis fără de Dumnezeu pentru întotdeauna. Pentru că e o mare har să știi să te pocăiești să-și asum vinovăția. Pentru că da, ultimul gând cu care vreau să închid în seara asta, a șapte la semn că ai pierdut ungerea, e că tu nu mai poți să-ți asumi vinovăția. 1 Samuel 15 cu 21. Poporul, zice, m-a pus să fac treaba asta. Și când tu nu mai poți să-ți asumi niciodată vina, auzi, când tu nu poți să-ți ceri niciodată iertare, nu -mi predica mie despre botezul cu Duhul Sfânt. Predică-mă întâi despre pocăința ta. Și nu, dacă tu nu poți să-ți ceri iertare, și dacă tu nu știi să te zberești. și dacă nu știi să-ți asumi vinovăția, nu când ai greșit, că ar fi o absurditate și când ai greșit, înseamnă că ungerea lui Dumnezeu a plecat din viața ta. Știi și a zis Saul? Ca să vedeți când ungerea lui Dumnezeu pleacă din viața lui Saul. Auzi ce face Saul? Saul zice, poporul ăsta m-a dus. Poporul devine altfel spus. la semn că ți-ai pierdut ungerea e că tu nu mai știi să-ți asumi vinovăția. Dar haideți să vedem, să vedem un alt profil de lui Dumnezeu care nu avea vină și totuși a empatizat și solidarizat cu poporul. Daniel. Găsit vrăjmar și vreo vină în Daniel? N-au găsit nicio vină în Daniel. Singura vină care au găsit-o că se roagă de trei ori pe zi. Nu. No, acum judecați voi singuri. Și au zis ce zice omul lui Dumnezeu, neprigănitul Daniel. Nu i-am păcătuit înaintea ta. Spune-mi, Daniele, păcatul tău. Niciun păcat. Dar când Duhul lui Dumnezeu este peste viața ta, mereu sentimentul nevredniciei personală te va călăuzi. Și mereu vei ști să te smerești și să-ți asumi vinovăția, să spui, Doamne, noi am greșit înaintea ta. Te pui lângă popor, ești acolo lipit de popor, ca să ridici poporul lui Dumnezeu. Dar și și a zis Saul, nu eu, poporul. Era vina lui Saul și n-a fost în stare să o recunoască. Pentru că atunci când ungerea lui Dumnezeu a plecat de la tine, tu nu mai poți să ceri iertare. Tu nu mai poți să-ți asumi vinovăția. Tu nu mai poți să spui, îmi pare rău, iartă-mă. De aceea vreau să vă spun în seara asta. Dumnezeu să nu lasă să plece Duhul Sfânt de la noi. Pot pleca prieten, dar dacă n-a plecat Duhul Sfânt, e cel mai mare har. Și cea mai mare binecuvântare. Și vreau să vă atrag atenția că cel mai mare de serviciu lucrării lui Isus Hristos cât a fost pe pământ, n-au făcut-o păcătoșii. Și au făcut-o farisei și religioși care n-aveau păcate în, în ochii oamenilor care aveau o imagine extraordinară, dar care de mult în cer s-a spus despre ei, ei n-au identitatea mea. Știți de ce? Pentru că ei voiau doar imagine. Stăteau în fața poporului, în fața piețelor, rugăciuni lungi, erau religioși, țineau la formă, țineau la rigoare, dar ei în fondul lor nu mai aveau nicio urmă de iubire, de dragoste, de înțelegere, de zmerenie. Vreau să vă spun în seara asta, un om al lui Dumnezeu va ști de fiecare dată să-ți asume vinovăția. Și a spus dată un mare om al lui Dumnezeu și m-a mișcat profund. Eram un adolescent când citeam cartea asta și m-a mișcat și mi-a schimbat total felul de a gândi în viață. Testul smereniei unui om este cu cât se duce mai repede să-și ceară iertare celor din el e cu atât mai mult o dovadă că este smerit. Dacă eu întârzi să-mi cer iertare și trei ani, pot predica despre smerenie, de nu sunt smerit. Eventual este o zmerire de tip Liviu Rebreanu. Sunt zmerit, dar vreau să se știe. De aceea vreau să vă spun în seara asta, dragii mei, că Dumnezeu ne-a vorbit despre șapte semne care pot atesta că ungerea lui Dumnezeu a plecat din viața ta. Primul, când nu mai faci lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, când negociezi cu poruncile Bibliei, când nu mai e parte de călăuzirea lui Dumnezeu și doar ai impresia că Dumnezeu e cu tine, dar El te-a abandonat de mult, când nu-ți mai recunoști frații căutând să le întinzi capcane în mod premeditat, când omori slujitorii și preoții lui Dumnezeu, când te interesează mai mult imaginea decât identitatea și când nu mai poți să-ți asumi vinovăția să-și semne că ungera lui Dumnezeu a plecat de la tine. Și în dreptul lui Saul s-a cântat cântarea de jale a lui David, cum au căzut vitejii, ca și cum n-ar fi fost niciodată unșii Domnului. Mai apoi se spune o mare căpetenie a căzut în Israel. În seara asta doresc ca Dumnezeu să ne ridice. Să -i spunem lui Dumnezeu, Doamne, să nu plece Duhul Sfânt de la noi. Să nu plece prezența Ta din viața noastră. Vremurile sunt complicate. Sunt vremuri de cerne cum n-a mai fost. Avem nevoie de vocea Ta în conștiința noastră. Ca preoți în casele noastre avem nevoie de călăuzirea Ta. Într-o lume aflată în derivă, când oamenii nu mai știu încotro să apuce, dăm harul să fie o lumină. Dăm harul să fiu un indicator. Dăm harul să fiu un echilibru pentru cei de lângă mine. Și să arătă totdeauna spre Hristos. Haideți pe picioare. Și seara asta să cântăm și...